Ești o persoană neobișnuită, ușor excentrică, extrem de angajată în munca ta. Dotată cu un spirit activ, ai mai multă dăruire și conservatorism decât toți ceilalți vărsători la un loc. Ești disciplinată, ceea ce este nefiresc unui vărsător, și nu ești interesată de ceea ce crezi tu că este mic sau nepractic, fără valoare. Pare a fi profesorul tipic împrăștiat, dar te distrezi printr-o memorie excelentă și o putere excepțională de concentrare. Tu rareori accepti sau aderi la tradiție. Datorită gândirii nestandard, inerentă ție, dai adesea impresie de atitudine neglijentă față de îndatoririle tale, cel puțin așa pare din afară. Cu toate acestea, în realitate, te distingi printr-o abordare individuală a performanței muncii. În funcție de ascendentul tău, fie înțelegi că percepi lumea diferită decât majoritatea celor din jurul tău și reacționezi la o astfel de descoperire într-un mod caracteristic numai pentru tine. Fie tins să fii idol, standard în comportament, dar nu te supui acestui rol. Indiferent de varianta de ascendent, cu plăcere percepi cele mai mici semne de aprobare din partea publicului entuziast. Semnul zodiacal vărsător este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: surpriză, colectivism, idealism, inovare, independență. Deoarece vărsătorul este controlat de două planete simultan, personajul tău se distinge prin ambiguitate impresionantă. Mai mult decât atât, nu este neobișnuit ca un vărsător să fie condus de un Uranus iubitor de libertate și încăpățânat, dar forțele lui Saturn te depășesc cu maturitatea. Tu posezi în mod natural o minunată înțelegere intuitivă a majorității proceselor din lumea din jurul tău, dar poți suprima această abilitate cu îndoieli inutile și neîncredere față de tine însăți. Guvernarea lui Saturn îți oferă terenul necesar și îți poate crea uneori o stare de spirit depresivă. În același timp, Uranus înălțată te răsplătește cu spiritualitate intuitivă și capacitatea de a genera idei complet originale. Astfel, în anumite perioade ale vieții te găsești pe un fel de leagăn, ce pot varia la vârste diferite, de la starea de geniu excentric până la pragmatism excesiv de precaut. Este ușor de ghicit că principala sarcină de viața ta este menținerea echilibrului armonios. Emoționalitatea excesivă combinată cu imaginația magnifică te poate conduce către complexe de geniu nerecunoscut, iar tendința de a respinge ideile de rând ca fiind nerealiste, dimpotrivă, poate duce la oportunități ratate și la o viață prea plictisitoare. Dar, în general, ești o persoană prietenoasă și loială, luminoasă, puternică și plină de viață, care trebuie doar să țină cont de personajele complexe ale patronilor stelari și de influențele lor conflictuale. Planeta ta guvernatoare este Uranus. Aceasta determină progresul tău. Planeta este favorabilă pentru cele care descoperă noi direcții în artă. Planeta ta în exil este Soarele. Soarele este responsabil pentru lipsa unui nucleu intern, precum și pentru incapacitatea de a prioritiza, falsa ta afecțiune și lipsa de emoție. Ești singurul vărsător non-standard. Spre deosebire de reprezentantele clasice ale semnului zodiacal, ești mai conservatoare, mai concentrată pe munca ta, ai o memorie extrem de tenace și ești atentă la detalii specifice. Nu te plimbi niciodată printre nori, ești cu picioarele pe pământ și trăiești în această realitate. Influența datei de 4 februarie se manifestă prin natura ta, prin ușoară extravaganță. Tu ești un campion al disciplinei de fier, ești interesată doar de lucruri esențiale și practice. Gradul de individualitate extrem de ridicat poate fi destructiv și alarmant pentru cei care vin în contact strâns cu tine. Adesea, pentru a îndeplini sarcini simple, tu alegi căile și metodele cele mai spinoase, care pot fi numite nepractice, chiar aventuroase, dar cel mai ciudat lucru este că aceste metode funcționează pentru tine. Universul te-a înzestrat, deci ai putea avea abilitatea de a fi sinestezistă, ceea ce înseamnă să auzi sunete ca și culori, să percepi culorile ca sunete, numerele prin asociații strălucitoare,
etc. Deși nu reușești întotdeauna să-ți limitezi nervozitatea sau să-ți controlezi comportamentul, este ușor și simplu să se comunice cu tine. Trebuie spus că poți reuși să atingi diferite obiective, mai ales atunci când ai șansa de a organiza munca altora. Ești sociabilă, profund umană și, de regulă, sinceră. Dacă ai ajuns să fii lider, îți place să te afli în mijlocul acțiunii și să nu stai departe de foc. Dacă petreci multă timp singură, încerci să te ocupi de tot felul de hobby-uri, proiecte, activități. Unul dintre motivele pentru manifestarea unei astfel de activități este acela că petreci mult timp dezlegând niște noduri pe care tu însă ți le-ai legat. În viața personală, ești de regulă impermanentă, adesea schimbi cursul, începând de din nou peste tot. Ești foarte energică și ți dirigezi energia pentru a îndeplini numeroase sarcini. Cu toate acestea, nu o folosești întotdeauna în modul cel mai corect și constructiv. Ești împrăștiată, poți lua simultan multe decizii diferite și adesea chiar contradictorii. Ca urmare, energia este disipată, arsă cu mult înainte de finalizarea muncii, ceea ce, firește, nu îți dă satisfacție. De regulă, dacă înveți totuși să înțelegi importanța finalizării proiectelor pe care le-ai început, îți vei dezvălui în mod constant potențialul maxim. Nu ești similară cu alte vărsătoare având astfel de calități, o astfel de doamnă este inteligentă, amabilă, liberală. Ești puțin nervoasă și uneori este dificil pentru tine, chiar și într-o situație oarecum conflictuală, să păstrezi controlul asupra ta însă. Când ți se întâmplă acest lucru, oamenii din jur sunt uimiți de modul în care era ușor și plăcut să comunice cu tine înainte, când brusc ești exact pe dos. Tu gândești fără nicio graniță și poți rupe cu ușurință orice tradiție stabilită și stereotipuri depășite. Acesta este comportamentul tău de neînțeles și enervant pentru mulți, și nu ar trebui să încerci să-l schimbi. Este imposibil. Cum afectează data de 4 februarie soarta ta? Ești o individualistă înflăcărată. Te distingi printr-o abordare non-standard pentru tot. Cei din jur te pot vedea frivolă și că ești cu capul în nori. Dar de fapt nu este așa. Oamenii nu înțeleg imediat că tu vezi lumea cu ochi diferiți, spre deosebire de restul. Dorința ta de a deveni un idol deseori eșuează, dar abilitatea de a vorbi sincer și de a stabili contacte cu alții vine de multe ori în ajutorul tău. Ești foarte inteligentă, știi să simți ce este în jur și ai abilități de comunicare excelente. Ai excelente abilități organizatorice. Aceste lucruri îți permite să-ți atingi în mod strălucit obiectivele. Imaginația ta este foarte bogată. Ai tendința de a vedea neobișnuitul în obișnuit. Având o intuiție sporită, poți găsi o soluție la orice problemă și te poți adapta condițiilor schimbate de viață. Tu nu știi cum să ratezi, ai un atașament la numeroase hobby-uri. Lăsându-te singură, te poți ocupa întotdeauna de tine însăți. În viața personală există însă incertitudine. Dacă simți că este ceva în neregulă cu partenerul tău, nu vei face dificilă încheierea unei relații și apariția altora noi. Ai talente diferite și poți crea capodopere cu adevărat strălucitoare. Ai o permanentă dorință pentru țări îndepărtate și călătorii. Este important pentru tine ca viața să se schimbe, să fiarbă. Printre minusurile tale se află nervozitatea și incapacitatea de a-ți controla comportamentul în timp. Tu iubești multitasking-ul. Deseori îți direcționezi energia către multe proiecte, dar, din păcate, nu le duci până la capăt. Dragoste și compatibilitate. Nu este niciun secret că te comporți adesea ca un copil adult, iar pe de o parte acesta este farmecul tău principal. Cu toată dorința iubirii, ești ușor dezamăgită de partenerul tău dacă nu poate să-ți respecte standardele înalte. Mai întâi de toate, cei care îți împărtășesc opinia cu privire la viața și convingerile cu tine nu te vor aprecia prea mult în libertate. Prin urmare, cea mai bună pereche vei putea găsi printre gemeni, săgetători și balanțe. Poți decide desigur și alege între bești, leu, berbec și capricorn. Cu respect reciproc, prietenie și înțelegere completă,
concesii și fără a-ți impune voința, cu aceștia din urmă totul ar trebui să dovedească că o căsătorie poate avea succes. Opțiunile negative pentru tine sunt cu rac, taur, scorpion, fecioară și vărsător. Pot spune într-un singur cuvânt, ocolește-i. Desigur că pot fi excepții, dar acestea sunt înscrise pe astrograma natală a partenerului tău, undeva la capitolul datorii karmice, locuri de muncă și carieră. Mulți oameni pot spune că ești asemănătoare unui bătrân gol care își neglijează îndatoririle de serviciu. O asemenea opinie este cauzată de abordările neconvenționale pe care le folosești în munca ta. Se poate vedea clar că percepi lumea din jurul tău în mod diferit decât majoritatea oamenilor. Trebuie să accepți acest lucru. Este posibil să încerci să devii ceea ce se numește trendsetter, dar în această direcție cu greu vei reuși, deoarece conducerea unei mulțimi de oameni și stabilirea lor pe un curs de dezvoltare este un exercițiu greu și nerecunoscător pentru tine. Poți fi scriitor, actor, artist, poet. Cel mai important lucru pentru tine este să eviți munca de rutină plictisitoare. Îți place să fii într-o echipă. Tu câștigi simpatia altora cu ajutorul sincerității dezarmante. Uneori, neobișnuința ta născută atrage pe ceilalți, dar se întâmplă, de asemenea, să provoace un sentiment de frică și te face să stai departe. Din motive de justiție, trebuie remarcat faptul că uneori, inconștient, mergi prea departe în extravaganța ta, de exemplu atunci când încerci să efectuezi o operație simplă și ușoară în cel mai complex și energofag mod. Acest lucru demonstrează impracticabilitatea și dragostea ta față de aventură, dar se întâmplă ca aceste ciudățenii drăguțe să-ți spărească misterul și atractivitatea. Principalul lucru fiind acela de a alege mediul potrivit în care astfel de acțiuni vor fi apreciate în consecință. Sănătate și boli. Ești extrem de atentă la propria bunăstare, poți fi cu adevărat ipohondră. Iubești să te plângi de orice afecțiuni minore. Descoperirea de noi plângeri devine un fel de idee fixă, ești caracterizată de interes în metodele netradiționale de tratament. Deci cele mai recente informații despre starea ta medicală. Această sete pentru tot ce este nou și mai modern este de asemenea caracteristică pentru alte aspecte ale vieții tale. În ceea ce privește gătitul, îți place să experimentezi, căutând combinații neobișnuite. Singura modalitate de a te păstra în stare bună este să dezvolți nevoia de exerciții fizice care te ajută să-ți ridici starea de spirit. În acest sens, îți pot recomanda modelarea corporală, aerobicul, dansul, plimbările frecvente în aer liber. Soarta și norocul. Ești o fire hotărâtă, activă, ambițioasă, încăpățânată. Ești viclană, te adaptezi la orice condiții. Te convertești rapid la oameni, ai bunele maniere, te adaptezi rapid la orice echipă și știi să-ți prezinți partea cea mai bună. Ești înzestrată cu abilități creative puternice și te poți realiza în domeniul teatral, al literaturii. Ești o natură neliniștită, te plictisești de monotonie, îți place să călătorești și, prin urmare, în anii tinereții nu stai mult timp într-un singur loc. La o vârstă mai matură, duci un stil de viață relaxat, te dedici în totalitate muncii, realizării obiectivelor și obții rezultate excelente, asigurându-ți condiții de trai minunate. Sfaturi pentru tine. Rămânând singură cu tine însăți, vei găsi cu siguranță ceva de făcut, te vei ocupa de ceva. Adesea, o cantitate mare de timp este cheltuită pentru a-ți repara propriile greșeli la locul de muncă, mai ales atunci când încerci să reinventezi roata și să rezolvi o problemă trivială în moduri complexe și complicate. În ceea ce privește relațiile de dragoste, ești foarte inconștientă, tinzi să renunți și să începi din nou. Trebuie să înveți cum să-ți acumulezi energia, să o colectezi și să o trimiți direct în țintă cu o singură lovitură, fără a te dispersa, așa cum faci de obicei în multe direcții. Ce cadouri ți se potrivesc? Este o plăcere să alegi un cadou pentru o persoană ca tine, dacă ești, desigur, o persoană care nu este privată de simțul umorului.
Cu cât un cadou este mai original și mai neașteptat, cu atât vei fi mai bucuroasă. Chiar dacă primești ceva prozaic, designul nemenajat și prezentarea cu un subînțeles te va atrage. Deși, este mai bine ca tu să spui tuturor ce aștepți. Trebuie amintit că originalitatea darului nu înseamnă frivolitate. Tu suporți dureros o atitudine lipsită de respect față de persoana ta, deși încerci în zadar să nu arăți. În ciuda faimei tale, nu-ți plac deloc bănuielile, pentru că apreciezi unicitatea, ceva care subliniază faptul că ți-a fost ales un dar doar pentru tine și nu ți-a luat primul lucru care a atras ochiul. De exemplu, sticlărie, ceva sub forma unei figurine ciudate, neobișnuite, cu un joc de culoare. Tu nu rămâi indiferentă la jucării, dar acestea nu ar trebui să fie urs și iepuri tradițional cu o privire fixă, ci ceva aproape viu, cu caracter propriu. Ambalajul propriu-zis nu joacă un rol important dacă nu are semnificația care completează darul. Și chiar mai bine, dacă ambalajul și darul vin din diferite lumi, valoarea darului va beneficia. Te atrag caleidoscoapele care seamănă cu cerul nopții sau cu ceva care se învârte, în care poți suspecta mișcarea lumilor. Există o șansă de a-ți scrie o melodie pentru tine? Ei bine, va fi cel mai bun cadou pentru tine. Dintre flori preferi cele mai delicate și mai fragile, lalele, iriși, narcise. Mare iubitoare de experiențe culinare, o carte mare de rețete și orice ustensile de bucătărie dacă se poate frumos colorate te vor bucura. Pentru tine frumos, poate însemna util, de aceea la alegerea unui cadou, cel ce ți-l oferă ar trebui să știe măcar care este definiția ta pentru frumos. Bijuteriile ar trebui să fie nu numai valoroase, dar și mari, stridente. Cercei de ochiați gen candelabru sau câinele foarte mari, broșe multicolore. Și încă ceva, să poarte o marcă cunoscută de tine. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.